O condamnată aleasă eurodeputată a fost eliberată și este pregătită să-și înceapă atribuțiile în Parlamentul European, ați auzit bine, este vorba despre o profesoară italiană antifascistă care a fost pusă sub acuzare în Ungaria după ce a atacat mai mulți manifestanți în trecut. Ea a stat în închisoare mai bine de un an de zile și datorită imunității sale de europarlamentar a fost eliberată. Ungaria a decis eliberarea din aresta activistei antifasciste Ilaria Salis după numai puțin de 15 luni de zile petrecute în închisoare. Aceasta a reușit să scape de vedeapsă după ce a obținut un scor impresionant în cadrul alegerilor europarlamentare. Nu numai că acum se va putea întoarce acasă în țara de origine, ci va începe și pregătirea pentru funcția de eurodeputat pe care a dobândit-o în urma alegerilor. La eliberarea lui Salis a contribuit și avocatul acesteia care susține că o persoană aleasă europarlamentar beneficiază de o imunitate juridică puternică, chiar și în ceea ce privește acum. Acuzațiile aduse înainte de a ocupa funcția respectivă. După publicarea rezultatelor electorale, Salis s-a fost plasat în arest la domiciliu și a fost înlăturată rățara electronică de monitorizare. Activist antifascist a petrecut mai bine de un an în închisoare, deși risca să fie închisă timp de cel puțin un deceniu. Acest lucru s-a datorat atitudinii sale din urmă cu un an atunci când a atacat mai mulți manifestanți neonaziști la Budapesta. Femeia a reușit să scape de închisoare și după ce și-a demonstrat nevinovăția participând la manifestații pașnice fără implicații violente.